aprobarea Planului Național de Dezvoltare Locală. De asemenea, vă rog să ne sprijiniți în semnarea de către beneficiari în anexa contractului de finanțare și returnarea imediată unui exemplar din aceasta către Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice cu celeritate, deci cu rapiditate. Deci, treaba asta. Deci, v-am chemat astăzi, știam că a fost întâlnirea cu o parte din dumneavoastră la, Ana Muții, vreau să merg și eu, și ieri am vrut să vin, n-am putut să vin, că efectiv vă spun pe dimineața la 4, ieri luat din val cu problemele astea, n-am nici nu am vizit, nici n-am avut timp, vă spun sincer. Dar eu nu fost, colegii 5. Nu, dar astăzi e la colegii 6. Colegii 5 au fost la noi. Ca să nu... Deci, așa cum am spus, fără culori politice, fără cum asta, o să vedeți aici că aceste hotărâri și proiecte care au fost trecute, nu am făcut și o abatere. La lucrările noi, ca să nu se supere nimeni, vreți să, aici la lucrările noi, vreți să, doamne, ne dau la o firmă. Nu. Câte firme sunt, câte lucrări noi sunt? X. Împărțește suma respectivă și vine egal câte 500 de milioane de lei la fiecare, ca să aveți cură la pânză, ca la viitoarea rectificare sau la viitoarea alocare, nouă alocare, să putem prinde să mai terminați lucrările. Ce a venit acum? Spune așa clar, acolo sunt peste 70% din lucrare făcută, se plătește integral, se termine din casă, se raportează la Fondul Monetar Internațional, e clauză pus în, în contract. Și sunt două cu 70% îi urmăzește și mai sunt cu 90% acolo sunt mai mici. Deci, cu plățile integrale, restul împărțit e proporțional. Fără unul să-i dai mai mult sau unul mai puțin, că dacă toți sunteți în mod egal. Și cei care ați venit aici, îmi pare rău că n-am putut să prind pentru toate comunile. Dar acum, cu noi lucrăm, sunt prinsă și pentru celelalte care o să bage în CTE, unii, domnul Cărachii. Și prins așa. Deci la Agatia, e lucrarea cu stația de epurare. Unii primarul de Agatia. Deci nu care cumva sau de aici, acolo când nu sunt e lucrarea personală de premierul să fac ea. Și o întrebare nu datorită intervențiilor unor și altora. Sunt ăștia care la traiunea, că fac și trec și trec pătruc din nou operă. Bun. Deci, terminată ca să termine stația de curare, că mai este doamne, era hatul picând acolo și nu îi curăța. După aceea, Alexandru cel Bun, modernizarea DC-132 DD15 Vadura Gărcie. Bahna, modernizarea drumul comunal DC-100, Bahna Tuscan din Vadă. Bicaz ok, alimentare cu apă potabilă, nu-i Gheorghiță, nu-i aici. Bă, nu-i trebuie așa alții. Bărgămanii, modernizarea drumului comunale și vicinale. Botești, modernizarea drumului satele Botești, Barticești, Nisiporești. Botești, înființarea rețelei de apă în comuna Botești de Suneați. Gozieni, înființarea rețelei de alimentare cu apă. Gozieni, înființarea de rețea de canalizare și lucrări de refacere modernizare drumului comunale. Cealău, proiectare și execuție alimentare cu apă comuna Cealău. Cealău, modernizarea drumului de interes local. Cândești, modernizare de DC-190, Costișa, modernizare de DC-104 și drumul local e sat Costișa, obiectiv 2, modernizare de DC-sat Mănoaie. Crăcăoanii, modernizare de DC-165 la... Magazia Mitocu Bălan și Crăcăoanii. Așa, Crăcăoanii. Acolo e drumul care duce la Emilia, la Arcadia. Am zis, băi, eu să vin cu Bardaca din ești cu Putina din Brânză. Sau te duci cu primarul, zic și-o mâncați împreună. N-am avut băgate. Așa, e de-acum aici. Știi, glumea și-o nu te supărat. Tochia. Canalizare stații de epurare. Drăgănești, alimentare cu apă potabilă. Dragomirești, modernizare drumul comunal de C34. Dulcești, modernizare drumuri comunale. Farcașa, modernizare drumul comunal 154. Ierești, modernizarea strada Copzaru, 1900 de metri, și strada Nușilor. Ghindăoani, alimentare cu apă potabilă, localități Ghindăoani. Ghindăoani, modernizare drum comunal 174. Ghindăoani, modernizare de DC-115. Gârcina, înființare rețelei de alimentare cu apă la Almaș. Girovu, lucrări în continuare și rămasă de executat obiectivul rețelei de canalizare cu stații de epurare în statul Girov, comuna Girov. Cred că aici e partea de la, de cazul de la Turturești.
din câte mi-aduc aminte, că e cartier care rămâne fără apă, de norocire acolo. Urmăzești modernizarea DC-13, urmăzești modernizarea DC-10, Horia modernizare străzi Comuna Horia, Horia modernizare străzi în Comuna Horia a doua, Icușești modernizare DC-83, Icușești venit? Nu-i venit. Ion Creangă modernizare DC-79, deci, modernizarea țelii drumuri stradale în Comuna Ion Creangă, două obiective. Pâncești, modernizarea drumuri comunale DC-68, Ungheraț, modernizarea drumul comunal 143, Petricani, modernizarea drumul comunal Rotunda, sat Țorici, aici e nenorocire la Țorici. Trăiască, domnul primar. Trăiască, domnul președinte. Îmi fac un minut? Da, de. Și primarul, știi, când era la Cozie, mă duc pe primăvară, îmi fac o mică paranteză. Și vinem de la Semănat. Și era fostul primar Chidienachi, gestionarul de la Cârciumă și gestionarul din dincolo, de la magazinul de... Bărbăria Sădească Mare, magazinul universal. Și ăsta Cârciumarul, supărat, undeva s-a plecat să de acasă. Și-o găsesc în exerciții funcțiunii cu primarul. Ăștia... Zice unul, zice, băi, dar nu e așa de rece, nu trebuie în ăsta. Zice, domnul Iisus, zic, mata, vă... Bună ziua! Salut, cum ai fac atâta panorama? Și ăsta, primarul, zice, băi, dar... Vine și primarul, stătesc, venit așa, spre ce, că nu știi, supărat. Neculai, Dumnezeu să le ridică, vă mânim lumea din morți. Zice, Dumnezeu, mă rog, primarul, de așa zice și ce-ți așa e. Și zice lui celălalt, că ăsta, băi, dar taci și vârme sau panorama. Băi, dar ce-i faci tu, îți găsești unul peste pe viața, știi? La care, dar lasă pe că-i primarul, știi? Așa și cu... Nu-i cazul lui... Nu, da, la Pâncești, v-am spus, Pângăraț, DC-143, Petricani, Rotunda, v-am spus. Aici, la Țorici, sunt mari probleme la 5 de la Petricani venit. Nimeni. Nu, așa fi trecut, nu nici nu-i lasă. Băi, eu dacă vreau să dau jos, să punem după nu-mi convenea de unul și altul, putem să o faci, dar nu-i normal. Ce se treabă din bun simț, dacă nu-ți convine de un primar, să-mi dai jos să suferă comunitatea. Asta e o prostie. Pipirica, am spus, de ce 159? N-am spus? De ce 159, Pipiric Dolia? Poia Nătăilu, DC-153, Răucești, alimentare cu apă, extindere statele Oglinzi, să vezi Comuna Răucești. Dar Răucești așa. Sagna, colectare de canalizare stații de epurare apăuzate în așa localitatea Sagna, Petru Nerț. Sagna, cobor asfaltul pe drum comunal DC-65. Deci la Sagna, DC-65, nu pe ăla care a făcut lucrarea peste, ca să fie clar. Acolo veniți cu confirmare de 3 milioane de lei, nu poți, fără să ai bugetat activitatea, fără să lasă, sunteți oameni cu experiență, nu putem juca. Dar asta e altceva. Secuieni, modernizare transportul comunal DC-85, Stănița, modernizare DC-62, Ștefan cel Mare, alimentare cu apă potabilă, sat Vigoiești, comuna Ștefan cel Mare, Ștefan Neamț. Tarcău, modernizarea drum comunal DC-135, Tarcău, Cazaci, Brateș, titul Tarcău, Ardeluța. Iar Tarcău, modernizarea drumului de interes local, satul Brateș, comuna Tarcău. Țibucanii, modernizare DC-23, Țibucanii, modernizare infrastructură drumului comunale, satul Ardeluța, comuna Țibucanii. Trifești, modernizare drumului comunal DC-91, DC-92, 93, localitatea Mirău Costin. Tupinații, modernizare drumului comunal DC-182, Totoiești, Arămoaia. Valea Ursului, modernizarea drumului comunal DC-84, sat Chirii, Valea Ursului. Văleni, modernizarea drumului comunal DC-180, DC-181, la Văleni Cinii. Aici. V-ați dat în spate acolo. Ionel, ce face? Bine, imediat. Bine. Roman. Domn primar, modernizarea arterei Roman este DG-207A, strada Florilor, DN-2, Roman, județul Neamț. Roman, reparații capitale și modernizare, bulevardul Nicolae Bălcescu, cartiera Roman Vest, în, nu știu ce, Târgu Neamț, asta e. Târgu Neamț, modernizarea strada Castanilor, Târgu Neamț, modernizarea Reheritează și Târgu Neamț, modernizarea Nemțișor.
Consiliul Județean Neamț, modernizarea DJ-155G Bodești, Cârlici, Drumul Județean, modernizare DJ-156 Tazlău, Casa de Copii, Consiliul Județean, modernizare DJ-157 Podoleni, Negritești, Consiliul Județean, modernizare DJ-157 Dulcești, Văleni, Dalba, unde sunt probleme acolo, Consiliul Județean Neamț, modernizare DJ-155B Bodești, Urecheni. Și Consiliul Județean, modernizare DJ-157A Dulcești, Văleni, Dalba. Deci, e ce așteptăm. Acum o să trecem la semnarea, că le aveți în ordine asta, da? Cum procedăm? Să vină, vă dați pe o scală mai încolo, nu? Ca să vină și mai ales. Păi, toți la urmă, dar nu sunt primarul. Deci, comuna Răucești. Hai un primar, Răucești și cea de-a dreapta tatălui. Și o să... Agapia 50, 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 Agapia 50,
6 miliarde. Ce revin după procentul de asta pot să o fac și ca să nu știu cum, cum îi cheamă. Te rog să, să iei măsuri să vin plătit, că e păcat în fața lui Dumnezeu să... La viară Târgu Neamț 50. Deci total 23 de milioane, deci 230 de miliarde de lei care sunt veniți din HG28 și asta chiar rog presa dacă la urmă după ce ați dat întrebări, din curs, vă stau la discuție tuturor. Grecina. Aia un ordinis greu de la o vârstă. Cine ar vrea ai tine? O să revii și acum cu o fraude. Acum ce doară? Hai, e repede, e repede ca să nu ține oameni. Măcar la împărțirea mai nu o să fim mai, mai operativi. Hai, domnule, eu împărțim consiliul de țară. Nu? Eu împărțim președintele consiliului de țară cu executivul din țară. Da, da. Eu cred că e normal să fie așa. Iar la viitoare, de ce sunt sigur va fi o rectificare în iunie? Să sperăm să mai gândim și mai la rectificare. Rectificare care să zicem va fi de plus. Iar la fel aici. Dar că nu trebuie privită ca și mai venit pentru campanie electorală. Asta e o ghea 28 discută de atât atunci și de... Nu, ce mă plăcnește pe mine e faptul că au venit cu unii să vă promite mare acuzarea. V-au și adunat, unii într-o parte, pe alții într-o parte, să vă... Nu, că să vă... Eu, ce e real, e real, ce nu, nu. N-are rost să fiu să vă vin și după aceea știi că am încercat, dar n-am putut. Asta sunt concrete, reale și pentru asta sunt pătrate. Rugămintea la dumneavoastră de ridicație de efectuarea lucrărilor. Acolo unde sunt lucrări, sunt parte de lucrări, sunt făcute. Am rugămintea la dumneavoastră, imediat ce ați primit documentele și se pot face întocmi facturile fără fără nicio rezervă, în limita banilor care sunt aprobați. Deci, rugăminte mari, nu care cumva să confirmați lucrările în plus peste la asta. Este ilegal și vă vine dumneavoastră ca un bumerang. La CTE, chiar dacă sumele sunt nici un pic de liniște, la CTE o să găsim soluția să mergem împreună la București. Vă ocupați mai mult, dar nu o să bateți mașini de atâta la noastră. Suntem cu programul într-o zi sau două, cu un microbus sau cu două microbuse, merge toată lumea, se viață în asta și să, la lucrările noi. E pune la prânză, prins acolo și e lucrul cel mai important. Ați văzut și la astea, dacă nu erau prinse de când, de la veniri, țineți bine că tot am făcut notificări la Ministerul Dezvoltării și am prins lucrările respective, azi erau doar mai puțin. Că totul s-a prins rând la mare, cum se zice. Doamna primar, am vorbit la București cu săptămâna asta când am fost pentru treaba că acum am luat aici, spuneți că e drumul Roma, Piatra Neamț, nu e Piatra Neamț Roma. Se trebuie de 30 de km. Și am făcut buzi din cazul care s-au întâmplat acum cei foarte frumos la Ducești, acolo la Condor. Deci drumul ăsta, mort, mort, anul ăsta, am primit bani de lucru pentru el. Așa că o să vină după aceea, după aceea se rezolvă, fel de fel de indivizi, cât s-au zbătut de pe la ușile ministerilor, ca să vină. Deci sunt prinși, sunt prinși în planul de investiții.
sperăm să se financeze cel de sigur, în anul septembrie, să fie. La drumul ăsta sunt 51 de clienți. Nu-i joacă. Domn primar, rugăminte aici, să duce să sedeze și domnul academician la serie. Dacă e piatră, mă duc. Se spui, dar să duc în casa cu asta. Thank you.
Deci aici, e un incident, dar nu e
Thank you.
Thank you.
chestie că așteptă aici un lucru care s-a văzut. Bă, dacă vreau să-i văzut, nu vreau să-i văzut. Eu n-am voie.